Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează și în acest an o serie de evenimente care au ca scop creșterea ocupării în județul Hunedoara prin facilitarea accesului șomerilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Primul eveniment este Bursa Mărțișorului, pentru care pregătirile sunt întoi. Bursa Mărțișorului este dedicată în special femeilor din județul Hunedoara, dar nu este exclusă participarea tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și care doresc să se reintegreze pe piața muncii. De asemenea, reprezentanții instituției atrag atenția că și în acest an este în vigoare prevederea potrivit căreia cei care refuză un loc de muncă sau participarea la cursuri de formare profesională pot rămâne fără dreptul de a mai beneficia de ajutorul social sau indemnizația de șomaj. Ne pregătim în această primăvară, așa cum deja v-am obișnuit, de Bursa Mărțișorului. Vom, în perioada următoare, imediat următoare, vom anunța exact locațiile în funcție de solicitările de la angajatori și a numărului de șomeri înregistrați în agențiile locale. Ne dorim ca la aceste evenimente să aducem toate persoanele, atât șomeri indemnizați cât neindemnizați, la o întâlnire cu angajatorii. Sigur că pe această cale aș vrea să reamintesc persoanelor care se află la noi în evidență și sunt șomeri indemnizați că refuzul nejustificat a unui loc de muncă poate să ducă la pierderea ajutorului de șomaj.